pastilla de físico. Mecanisme simple. Planul înclinat. Urcarea unui munte, coborârea cu schiurile, joaca pe tobogan, ridicarea unor obiecte cu ajutorul unei rampe sunt exemple de utilizare a planului înclinat în viața cotidiană. Planul înclinat este un dispozitiv mecanic simplu, care ajută la ridicarea și coborârea corpurilor. Lungimea planului înclinat se notează cu el, înălțimea este H, iar unghiul pe care îl formează cu orizontala este alfa. Greutatea corpului pe plan înclinat se descompune după direcțiile OX și OY. Greutatea tangențială este orientată de-a lungul planului înclinat și egală cu mg sin de alfa. Greutatea normală este perpendiculară pe planul înclinat și egală cu mg cos de alfa. Când corpul alunecă liber de-a lungul planului înclinat cu viteză constantă, conform principiului inerției rezultanta forțelor este zero. În acest caz greutatea normală și reacțiunea normală a suprafeței sunt egale, iar greutatea tangențială este egală cu forța de frecare. Când corpul urcă uniform pe plan înclinat, deci tot cu viteză constantă, greutatea normală rămâne egală cu reacțiunea normală a suprafeței. Iar forța de tracțiune este egală cu suma dintre greutatea tangențială și forța de frecare. Randamentul planului înclinat este definit prin raportul dintre lucrul mecanic util necesar ridicării corpului la înălțimea H și lucrul mecanic consumat, efectuat de forța de tracțiune de-a lungul planului înclinat pentru a ridica corpul la aceeași înălțime. Randamentul se exprimă ca număr zecimal sau în procente și este mai mic decât 1 sau mai mic decât 100%. Pentru a calcula randamentul planului înclinat folosim formula de definiție, unde forța de tracțiune este egală cu suma dintre greutatea tangențială și forța de frecare. Vom utiliza expresiile greutății tangențiale și a forței de frecare pe plan înclinat. Înlocuim formulele greutății tangențiale și forței de frecare. Dăm mg factor comun și simplificăm. Exprimăm înălțimea planului înclinat cu ajutorul lungimii și sinusul unghiului alfa. Apoi simplificăm cu el. Înlocuind datele obținem pentru randament valoarea 0,85 sau 85%. Planul înclinat este un dispozitiv mecanic simplu, care ajută la ridicarea și coborârea corpurilor. Lungimea planului înclinat se notează cu el, înălțimea este H, iar unghiul pe care îl formează cu orizontala este alfa. Greutatea corpului pe plan înclinat se descompune în greutate tangențială orientată de-a lungul planului înclinat și egală cu mg sin de alfa. Greutatea normală este perpendiculară pe planul înclinat și egală cu mg cos de alfa.
Randamentul planului înclinat este definit prin raportul dintre lucrul mecanic util necesar ridicării corpului la înălțimea H și lucrul mecanic consumat, efectuat de forța de tracțiune de-a lungul planului înclinat pentru a ridica corpul la aceeași înălțime.